Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din St. Nicolau. Zbori nu este foarte greu, adică... Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din St. Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la St. Nicolau. Meu este Costache Ștefan. Bună ziua, sunt Margareta Sepp, locuiesc în St. Nicolaul Mare. Sunt născută tot în acest oraș și, într-adevăr, am trecut prin multe în orașul acesta și nu numai. La început, să vă zic că am locuit în St. Nicolaul Mare pe strada Avram Iancu, numărul 18. Suntem 6 frați la părinți, din păcate părinții mei ori decedat, dar noi frații suntem totuși pe aici, în afară de un frate care este în Germania și o soră care este în America. Veni vorba de America, acum stai de la una la alta, am și un băiat, am fost căsătorită, am și un băiat care tot locuiește în America. A plecat cu viza de loterie. El a absolvit liceul în St. Nicolaul Mare și, pe urmă, la Timișoara, Facultatea de Calculatoare. Și, bineînțeles, că și acolo lucrează la o companie de computere, programator, și sunt foarte mândră de el. Ca să revin din copilărie, am absolvit aici școala generală plus școala de meserie. Între timp m-am căsătorit, am plecat la Timișoara, am locuit și în Pitești, dar pe urmă am revenit la Timișoara. Am lucrat la 1 iunie la confecții, la copii. După aceea, când s-a înființat fabrica de ciorapi aici în St. Nicolaul Mare, m-am transferat aici și am lucrat până când am ieșit în pensie. În pensie e bine, doar că eu nu am timp să mă plictisesc. Deoarece înainte de ce m-am căsătorit, când mă întorc în urmă, am fost și la echipa de dansuri aici a orașului și am dansat toate felurile, toate națiile de dansuri și mi-a plăcut foarte, foarte mult și era frumos. Am mers și în deplasări și aici în oraș și era frumos. Am avut o tinerețe destul de bine, bine, zic eu. Așa, după ce m-am căsătorit, care vin, m-am și despărțit, adevărat este, dar asta e viața. În orice caz mi-am făcut de lucru, nu m-am plictisit. Eu cu frații mei suntem bine, fratele meu, cel mare, Sepp Francisc, poate multă lume îl cunoaște, era instructor de șofer la aici în St. Nicolaul Mare. Într-adevăr, a făcut și conducere, doar el unul singur a făcut și sala cu toate celelalte școli de instructori, scuze. După aceea, eu am revenit în St. Nicolaul Mare. Pe lângă servici, am făcut și administrație la blocuri și, bineînțeles, știe multă lume că acolo nu e așa de ușor, dar am făcut să fie bine. Și în prezent fac administrație la blocuri. Pe lângă acesta, de 8 ani, sunt și președinte la Asociația Pensionarilor Seniorii Sunt Micloșeni. Aici iar am avut foarte mult evenimente cu seniorii. Evenimentele am avut 1500 de membri, bineînțeles, între timp, ori mai decedat, din păcate, și s-au mai retras că s-au îmbolnăvit și nu au mai putut să onoreze toate cele evenimente ce am făcut aici în asociație. Bineînțeles că am avut și sprijinul din partea primăriei, foarte mult ajutor am avut din partea domnului primar și colegii din primărie și totuși ne-am descurcat.
Pe lângă asta, în prezent, nu prea putem să facem multe evenimente, deoarece este pandemia și eu sper să trecem mai repede peste acest neplăcut eveniment, cum să zice. Iar între timp lucrez la castel și încasez cotizațiile, bineînțeles, cine mai dorește să mai participe la această asociație. Pe de altă parte vin și membrii noi, care foarte mult, foarte mult le place într-adevăr ce facem și sunt foarte bucuroși pentru toate cele ce am făcut până acum. Iar eu de acum o să încep să încasez din nou cotizațiile, iar tot acolo la castel. Între timp, ce să mai zic despre mine? Totuși am avut o viață liniștită, mai cu mici, cu mai bune, mai puțin bune, iar caut ca să fac eu să fie bine, fiindcă asta e viața. Și eu zic la toată lumea să nu punem tot la suflet, să fim așa mai optimiști, că asta e viața. Și așa am luat și eu. De aceea vă zic că nu pot să spun că am avut o viață foarte grea. A fost bine, să zicem. În viața mea, momentul cel mai fericit era când a intrat băiatul meu la facultate. Deci era o, nu adică surpriză, fiindcă eu m-am așteptat, era un elev foarte bun, cu toate că a făcut până și liceul 12 clase aici în orașul Sfântul Nicolae Mare, a avut foarte buni profesori și el era un băiat sârguncios. Pot să zic că i-a plăcut să învețe. Deci n-am avut probleme cu el ca să plec eu la servici și să rămână singur, că am știut că el, până eu ajung acasă seara, el are toate temele făcute. Și adevărat așa a și fost. Să vă mai zic încă o problemă hazlie, când aveau teze, ce a făcut băiatul meu? A învățat ce a învățat și și-a pus cartea sub perină. O fi auzit el ce știu eu pe unde ceva. Iar mi-a scris pe masă, când veneam de la schimbul 2 de la lucru, să nu uit să-i spun să scoată cartea de sub pernă. Deci era durere. Și, de adevăr, a terminat aici 12 clase. Eu la ore nu am putut să-l dau, fiindcă asta era, că între timp, cum am zis, m-am și despărțit, am rămas cu un salar, nu a fost ușor. Doar că am avut un copil înțelegător și niciodată nu a venit, mami, dă-mi bani. Deci, totdeauna m-a întrebat, mami, cum stai cu banii? Eu am făcut, în orice caz, am mai lucrat ore suplimentare și să vă mai zic că am și tricotat la colegi, la nu știu ce, am făcut și acolo puțin bănuți ca să aibă el, ca să nu simtă. Și într-adevăr, când a terminat 12 clase, a fost diriginție ca pe vremuri și fiecare să zică ce vrea să facă în continuare. A venit băiatul meu acasă și zice, mami, știi că așa cu diriginție, ne-a întrebat dirigintele ce vrem să facem. Mami, eu m-am gândit că aș da și eu la facultate. Ioi, când am auzit, aia da, încă 5 ani de facultate o fi, n-am zis nimica. Ok, zic că facem și pe asta, cu toate că știți, era foarte multe pe un loc. Și era greu de intrat, el fără ore, fără meditații, dar e pe capul lui. Și am zis, bine, dragule, facem și pe asta, dar dacă te pui pe carte, că eu nu am bani, ca să plătesc meditații. Băiatul meu s-a lăsat de fotbal, de discotecă, de filme, de toate acestea, s-a pus pe carte. Să nu vă zic ce am avut eu acasă, pe masă. Aici, fițuici. Atâta am făcut când am avut un frate la Timișoara, bucătar la restaurantul Palace. A cunoscut un profesor universitar la matematică fizică și a zis că a vorbit cu el că uite ce am vrea noi să facem și zice uite băiatul a făcut numai la Sfântul Nicolae. Zice nicio problemă, să vină la mine, eu îl testez, atât, nu ore. Am mers, într-adevăr,
O întrebat câte cele astea și le-a dat doar câteva text. Și după 2 săptămâni să ne întoarcem să vadă ce a făcut băiatul meu. Și așa am și făcut. Ne-am întors, a văzut lucrarea, s-a uitat. Ne-am zice, Doamnă, să știți că facem treabă. Ups! Și eu zic, mă bucuram, normal, nu că știți cum este. Și atunci l-am înscris la facultate. Bineînțeles, erau 6 și ceva pe un loc. Ioi, când am văzut, zic, mami, aici e... Dar am zis că merg mai departe cu ea ca să nu avem reproșuri, că uite, poate puteam și nu mai lăsați, să știți, așa ceva. Eu am făcut oricum pentru el, că era cu minte și m-a ascultat. Iar ne-am înscris și ne-am prezentat la examene, 3 zile de foc, era vară, era cald. Zice, mami, tu să nu stai la poartă. M-am dus până acolo, intrat la clasă și eu cu sufletul la gură l-am așteptat acasă. Na, cum a fost el? Mami, nu știu, dar așa de greu a fost, dar am făcut ceva. Ba, bine că ai făcut. I-am zis, vezi că 3 ore trebuie să stai, să nu cumva să-mi ieși afară mai repede de 3 ore, să te uiți peste ea și să vezi dacă ai făcut bine. Bun. A treia zi de examen, a zis ca să merg să-l aștept, să-i duc haine de sport și o minge de asta, că e după ce minge de baseball, sau nu baseball, doamne, handball. Și acolo, în curte la facultate, era un teren de handball. Și a zis că cu colegii, că nu mai fost din Sinicolau câțiva, care au fost acolo. Și după aceea, dragă, să zică, mami, să știi că eu nu o să intru. Zic, mă, dacă nu te bat, zic, dar cum poți să spui așa? Păi da, că uite, un coleg de lângă mine a scris multe, mami, poate să scrie? Toate ce? Nu-i nevoie, prostii, cum să zice. Lasă, venim acasă la Sinicolau și noi acasă, iară la mama mea, când o să iei, când o să intri, și atunci am început și eu. Zice, mami, dacă nu vă bat pe amândoi, să vedeți numai. Bun. Între timp am dat telefoane pe la fratele meu ca să nu merg degeaba până la Timișoara, că nu știam când să expune rezultatele. Dar bineînțeles, băiatul meu mi-a adus aminte, nu a așteptat rezultatele. A fost un grup în școală, la liceu, care s-a înțeles așa de bine și au zis că ei pleacă în munți, la Padiș, cu cortul. Zic, vai de capul meu. Și zic, și rezultatele, mami, te duci tu, că nu vrem să vedem, că au fost mulți care poate au intrat, poate nu au intrat și nu au vrut să vadă cine nu a reușit. A plecat ei la munte cu cortul și eu, mami, ei, parcă eu dădeam examenele, am vorbit cu fratele meu, zice, vezi că acum seara e agitație pe la facultate, să dau rezultatele. Ioi, Doamne, dar n-am putut să dorm toată noaptea. Și dimineața, ca să plec cu primul tren, cine s-a auzit ceasul? La ora 4 am adormit dimineața și la 8 pleca trenul. M-am trezit pe la ora 10, am plecat cu trenul de 12 și direcția facultate. Dar știți cum am mers în untru? Uitați așa, am mers picioarele. Era lume pe acolo și era expuse tot cum era holul de la facultate. Na, eu m-am oprit și n-am zis, acum unde să te caut, copilă? Na, zic, mă duc la aia care era multă lume, respins, bineînțeles. M-am dus la tabelul unde era ora aia accesibilă, caut acolo și dacă nu e, am timp să caut dincolo. Și așa am început, stați să vedeți, de jos, că doară pe acolo, știi? Și era 250 de locuri și am luat așa, 200, nimica, 150, nimica. Când ajung la 120, așa am rămas. Mă uit bine, el are rămas pe numele lui taică-su, Iordan Tiberiu Marius îl cheamă, și mă uit încă o dată, zic, nu se poate să fie doi de același nume, nu? Și mă uit încă o dată, și mă uit la toate 3 zile notele, și deci eu parcă am prins rădăcină, nu am putut să plec de acolo. Am mai venit și alții și eu, deci numai dacă nu m-a luat cineva să mai pleacă, doamnă, de aici. Dar n-am putut, parcă am prins rădăcina. Și mă uit încă o dată, Am plecat, zic, am notele, mă duc la fratele meu să-i spun. Ajung în ușa la facultate să ies afară, cine mai știe notele? Nevoia. M-am dus înapoi, mi-am luat notițe, mi-am notat.
Și zic, numai că el poate să fie, că Iordan, Tiberiu și Marius, nu se poate, nu? Așa că am mers la fratele meu, era la de servici, haide să vede și pe el. Merg în nuntru, na, cum e, nu știu ce. A, eu prima dată am făcut așa o mutură mai, așa, păi cum e? N-am putut, o intrat și atunci chiar el făcea ceva mâncare, a luat tigaia din mână, a aruncat în sus, a intrat, am student, nu știu ce, știi? Și a fost foarte, foarte bucuros. Bineînțeles și profesorul care l-a meditat într-un fel, a fost foarte... Și într-adevăr, când a început facultatea, chiar l-a avut profesor. Și a locuit în Timișoara, bineînțeles, la Căminul Studențesc, că cine a avut bani de gazdă? Nu a vrut băiatul meu să meargă în Cămin, dar cei care nu erau din Timișoara aveau locurile rezervate și el avea locul acolo. Eu nu mă duc la Cămin, că nu mă duc la Cămin și nu mă duc, ai de capul meu, de ce mă fac cu el? După aceea și fratele meu, pe zic, alții s-ar fi bucurat să intre la facultate, tu ce faci? Pe zic, mami, într-o gazdă, e scump. Cine știe unde primești o gazdă în afară din Timișoara? Dimineață, pe tramvai, pe nu știu ce și departe. Aici era Căminele Studențești și facultatea și biblioteca, toate și cantina. Na, cumva s-o liniștit. Dar primul an, când am dus la Cămin, atâta de trist a fost. Vai de capul meu, de ce mă fac eu cu copilul ăsta? Și n-a vorbit și după o lună și ceva a fost așa de fericit că e bine și a găsit colegi ca lumea și cu timpul, bineînțeles, o învățat bine și acolo a ajuns șef de cămin și a luat cameră care a vrut, a fost totul ok. Și încă bucuria cea mai mare când a terminat facultatea și să mă laud puțin că a terminat cu 10. Iar acum, cum am zis, în America, automat acolo s-a recunoscut facultatea de calculatoare și automat a putut să primească servici și, mă repet, la o companie de computere, programator. Și în ziua de astăzi, el locuiește în America, am fost și eu de 4 ori, foarte bine văzut în America, are și el, e căsătorit, are 2 copii, ieri a fost fetița, a avut majorat, a avut 18 ani, hai să mă laud. Și băiatul e mai mic, un an, are 17 ani. Și fetița, Briana și Kevin, nepoții mei. Briana e de tata său, parcă l-a copiat. Deci atâta îi place să învețe. Când a venit aici în România, jumătate de valiză a băgat cărți cu el. Tatăl s-o tot scotea din valiză, că era grea, ea tot punea înapoi. Deci, și într-adevăr, în America caută studenți, deci în ultimele clase, și ea a primit ofertă de la 4 facultăți, dacă ea vrea să meargă la toate astea. Și acum, săptămâna asta, iar are un interviu, a primit anunțul de la o facultate, și să dea un interviu, bineînțeles, prin internet, că și acolo e cu pandemia. Și săptămâna asta și acum trebuie poate să aleagă. Și urmăm să vedem. Pe ea o interesează foarte mult jurnalismul. Deci are un cap, adică o memorie. Acum mă laud. Ca și fiul meu, deci l-a copiat. Și este foarte cu mintea. Și eu mă bucur. Și atunci, dacă ei sunt bine acolo, și eu sunt bine aici. Ne vedem, bineînțeles, acum. Internetul și toate astea, ne vedem, parcă suntem față în față și vorbim și ne povestim, deci practic ca și cum aș fi acolo. Acum cu călătoria nu prea merge, că cu pandemia asta și cu avionul și asta este, doar trece și asta, atunci o să ne vedem. Și a fost... Încă o bucurie am avut, să mai revin, când am mers la ambasadă să primesc viza. Asta prima dată când să merg și eu în America. Și mi-a trimis băiatul chemare, că trebuia invitație. Am plecat la București, am luat pașaportul, invitația și am intrat în undru. Ne-a strigat la poartă, am așteptat, dar să nu vă zic chiar așa, da? Și emoții, bineînțeles, că tu mai ieșea lumea și n-o primit viza.
Iar, dar așa mă refuză pe mine de numă. Am intrat în umflu, în sat la rând ca să ne cheme. Bineînțeles, erau câteva ghișee și erau înaintea mea vreo trei și la toată lumea le-au dat înapoi pașaportul și le-au scos din ambasada. Ioi, Doamne, zic eu acum. Uite așa am mers până acolo. Când m-au strigat, am pus pașaportul, uite așa. Bună ziua, bună ziua, știa românește, puțin așa mai pocit, dar o știut. Cum mă numesc, de unde sunt, bun. Și de ce vreau viză? Păi zic, să merg și eu la băiatul meu, că e plecat de, era plecat atunci de 4 ani. Și atunci a întrebat, cum a plecat fiul dumneavoastră în America? Zic, cu viză de loterie. Din anul că sunt mulți care au fugit. Cu viză de loterie, zic și lucrează, ce a zis, la companie de computere. Și că de ce vreți să mergeți la băiatul? Păi zic că nu l-am mai văzut de 4 ani, el deocamdată nu poate să vină cu job-ul. El mă întreba câte camere are apartamentul. Deci s-a uitat într-o parte, era un calculator. Deci acolo pe urmă am aflat să nu minți. Și atunci am zis că uite, am 2 camere, părinții nu mai sunt în viață, ce lucrez, dacă mai am frați, nu, zic, asta mi-s. Nu mai, alți copii nu mai am. Și cât vreți să stați în America? Păi zic, 2 luni, 3, cât puteți să-mi dați, să văd și eu. Nu, bine, zice, eu vă pot da 3 luni de viză, dar să veniți înapoi. Dar normal că să vină înapoi, că nu fac eu necaz la băiat să nu. Ok, na, nu mi-a dat înapoi pașaportul, așteptați la ora 2, vi se dă pașaportul. Bun, ieșim afară, eram cu sora mea acolo, dar eu, ți-ai seama, vin încolo. Na, am mers la rând, mi-au strigat soldații, am luat pașaportul, am deschis. Mă uit, zic, eu trebuie să am 3 luni viză. Mă uit, 10 ani. Zic, what? 10 ani. Mă uit încă o dată, zic, ia mea pașaportul. Și, într-adevăr, deci n-am mai putut, vă dați, am țipat acolo, iuhu, am primit 10-a viza, dar altă doamnă, doamnă, ați primit viza? Zic, da, păi uite că pe mine m-a respins. Păi zic, doamnă, ați mai fost? Zice, da, dar am stat mai mult decât, nu, asta e, n-ai voie să depășești 6 luni. Și am zis, oricum nu stau 6 luni, că n-aveam ce să fac, eu aici acum sunt agitată cu toate cele mele, acolo, într-adevăr, am stat 4 luni, dar la un moment dat n-am știut ce să fac cu mine. Ies la servici, dar vin seara acasă, eu acasă, vine atunci, deja era născută Briana, cu Briana, cu cățelul, mâncare și toate cele. Și uitați, așa au fost aventuri în viața mea multe, dar m-am descurcat, așa cum eram eu, dar caut și acum, în ziua de astăzi, să mă descurc, să nu mă, eu știu, să mă cramponez că sunt singură sau... Am un apartament, stau la bloc, într-adevăr, sunt bine, sănătoasă și restul, cum vine, așa o luăm. Nu îmi fac iluzii de acelea că, vezi, Doamne, de ce sunt așa, că de... asta a fost soarta mea, așa a fost să fie și eu caut să fie bine pentru mine și pentru toată lumea. Și eu doresc la toată lumea tot binele de pe pământ, ca și mie și la... frații mei, că părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt. Și uitați, așa am ajuns să nu mă plictisesc. Într-adevăr, sunt multe evenimente și prin primăria și acum cu pandemia nu prea facem, dar pot să spun că am călătorit. Am fost și în Ungaria, am fost și în Serbia, am fost în America, că și în Ungaria, că eu sunt maghiară, poate puțin la vorbă se înțelege, dar eu cred că mă înțelege toată lumea. Am făcut într-adevăr și școala în limba maghiară, dar am învățat și română. Și bineînțeles că dacă trăiesc în România, trebuie să știu românește, nu? Și atunci am mai mers și cu în Ungaria, cu delegație, ca să traduc. Și a fost și acolo frumos, am fost și în Budapesta, și la Balaton, și în alte localități.
dar era frumos. Deci nu pot să zic că m-am plictisit. Să mă ajung și eu la vârsta aceasta și să fiu eu sănătoasă, să mai prind câțiva ani, zic eu, și să ne întâlnim cu toată lumea. Și cu frații mei, numai din păcate unul dintre frații mei a decedat, chiar cel care era în Timișoara, bucătar, a avut o problemă de sănătate. Dumnezeu să-l odihnească și pe el. În restul, cei nanți sunt aici, o soră tot în America este și aia, de s-a bucurat când am mers. Deci totuși, băiatul meu nu a fost chiar străin când a plecat în America. Dar acum așa a cumpărat separat casă și sunt bine. Și dacă ei sunt bine, credeți-mă că și eu mă simt foarte bine, că sunt mulți care la serviciu, vai, că ai ținut copilul la facultate, acum a plecat, că nu m-a părăsit. Dar eu sunt mândră că, într-adevăr, l-am crescut singur, că de la 13 ani am rămas singură cu el. Nu m-am recăsătorit, că așa au fost. Știți dumneavoastră cum este când ai un copil mai... Asta a fost norocul meu și nu m-am cramponat de asta. Și norocul meu, că mă repet, a fost cu minte și așa că m-am descurcat și atunci, că mie nu mi-e frică de lucru și am lucrat, într-adevăr, mult. Și ore suplimentare, doar să fie lui bine. Și uite, într-adevăr, acolo este foarte bine văzut. Fiindcă am mai fost, cum este și în America, că el așa a crezut că e plecat din România și că, vezi, Doamne, o să fie marginalizat că e din România. Și atunci acolo șeful a fost într-o zi când făceau o lună restructurări și zice, mami, cred că o să trebuiască să-mi caut alți servici, că acum zice, eu sunt ultimul venit în companie. Și s-a dus la șeful și a zis să-mi caut de lucru, că zice, dar de ce? Păi zice, na, eu sunt ultimul venit. Și zice, na, aici nu-i lozinca că ultimul venit, primul plecat. Am aici în firmă de 10 ani care nu face treabă, ăla pleacă. Și așa a și fost. Deci... Și atunci, cum să nu fiu mândră și bucuroasă? Că, într-adevăr, nu pare rău că l-am crescut singură, vorba aia, și să țin lângă mine. Dar dacă așa a fost să fie și a avut are în perspectivă o viață mai... Nu e ușor. Nici acolo nu zboară nimica în America. Dacă nu lucrezi, nu faci nimica. Deci trebuie să zici acolo taxe. Acum mă întorc, Briana merge la facultate, acolo se plătește. Eu am avut noroc aici că a fost la facultate de stat și a primit bursă din cauza că o învăța bine. Bine, o stat el cu bursa acela. Dar vorba acolo nu mai este. Deci acolo ca să ții un copil în facultate, cumperi o casă. Și atunci mult face, dacă note bune are, atunci primește bursă. Și acolo, dar doar dacă se menține la note mari. Deci de la Briana nu mă... gândesc că n-o să aibă, fiindcă spun, capul tatăstoi, capul lui, a ei. Și sunt mândră și mă laud cu acest lucru. Și atunci cum să nu fiu eu bucuroasă și să trăiesc viața așa cum este și încă o dată să fie sănătoși și ei și noi și toată lumea prin jurul meu. Asta doresc la toată lumea. Mă numesc Tania Vlașcici. Am 20 de ani și sunt din San Nicolau. Zbori nu este foarte greu. Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din San Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la San Nicolau. Meu este Costache Ștefan.